Muzeul Național Peleș deschide seria spectacolelor din această primăvară. Sâmbătă, 17 martie 2012, va avea loc concertul O seară italiană la Castel, prezentat de Andrea Teodorescu. Vor putea fi ascultate opere de Verdi, Puccini, Cilea, Catalani, Pergolesi, Bellini și Giordano, în interpretarea sopranei Irina Iordăchescu, prim solista Operei Naționale București. Pe 24 martie va debuta ediția a doua a stagiunii Sunetul Muzicii, prezentat de criticul muzical Sebastian Crăciun. Din program fac parte lucrări de Schubert, Mozart, Beethoven, interpretate de Alexandru Tomescu și Șerban Mereuță la vioară, Bogdan Bișoc la violă și Filip Papa la violoncel. Doritorii își pot procura biletele de pe site-ul Muzeului Național Peleș. Acestea sunt valabile pentru două persoane și sunt gratuite.